arhitectură tridimensională din țară va putea fi admirată în curând în Sălaj. Lucrările sunt realizate de elevii Cercului de Pictură de la Clubul Copiilor din Jibou, cer condus de profesorul Ionel Baltă. Și pentru că picturile trebuie să fie gata până în a doua jumătate a lunii, elevii cu vârstă între 12 și 18 ani muncesc de zor, sub atenta supraveghere a dascălului lor. Sunt hotărâți să dea din nou lovitura. Cei mai mulți dintre tineri având deja la activ numeroase premii naționale și internaționale la diferite concursuri. Tu vei reprezenta acest rechin într-o manieră foarte ciudată, ca el pur și simplu să sară din cadrul tabloului. Și cum poți face aceasta, cum de fapt ai strâmbit până acum și continuăm lucrarea. Elementele din prim plan se le dau mult mai mari, iar cele din planul depărtare se pierd în mod progresiv. Folosim în apropiere culori calde și închise rabătute cu negru pentru a reda efectul termodinamic în spațiu plastic bidimensional, iar culori reci degradate cu alb în depărtare pentru a sugera perspectiva, profunzimea, adâncimea, depărtarea, relieful și volumul rechinului. După care ochiul faci cu negru ivoriu plus alb de titan, acest contrast maxim, de fapt, contrastele acestea maxime îți vor da frumusețe în lucrarea ta. Nu te grăbi, îți doresc spor la treabă în continuare. Mulțumesc! De când frecventezi Cercul de Pictură a Clubului Copiilor din Jibou? Frecventez Cercul de Pictură de 3 ani. Noi pictăm acum o temă 3D, nu toată lumea abordează această temă. Ce înseamnă de fapt pentru tine noul curent, pictura 3D? Este un spațiu bidimensional și personajele sau animalele pur și simplu sar din tablou. Spațiul din față este redat mult mai accentuat, iar cel din spate este redat mai puțin. Este mai puțin accentuat. Ce te-a determinat să vii la Cercul de Pictură? Păi, în primul rând, îmi place foarte mult să pictez și îmi place foarte mult de un profesor care are tonul vocii foarte calm. Modul în care ne explică tainele artei este foarte bun. Alături de elevi l-am găsit și pentru următorul lor, profesorul Ionel Baltă. Domnule profesor Ionel Baltă, vă rugăm să ne spuneți, vă rugăm să explicați pentru publicul larg ce înseamnă pictura 3D. Întotdeauna mă străduiesc să aduc în fața elevilor mei lucruri inedite, lucruri noi, pentru ca prin aceasta să pot să le dezvolt creativitatea vizuală, imaginația, fantezia și gustul estetic. De aceea, acum m-am gândit să venim cu o altă latură a curentului artistic 3D și, așa după cum puteți observa, încercăm să reprezentăm câteva lucrări în această manieră. Pentru a înțelege mai bine în ce constă această tehnică, noi încercăm ca pe un plan bidimensional al pânzei noastre să reprezentăm spațialitatea, perspectiva, depărtarea, adâncimea și relieful, să sugerăm volumul formelor și aici m-aș referi puțin la regula de aur pe care a elaborat-o și enunțat-o Leonardo da Vinci, pe care încercăm să o implementăm în această tehnică. De asemenea, să folosim diferite scheme structurale pentru organizarea compoziției plastice. Ne referim și la șirul seriei lui Fibonacci, la unghiuri și puncte și linii de fugă. Cu ajutorul acestor elemente de limbaj plastic asociate cu mijloacele de expresie plastică, putem să reprezentăm efectul iluziei optice 3D. Domnule Ionel Baltă, anul 2012 a fost pentru Cercul de Pictură un an bogat, în sensul că peste 60 de premii naționale și internaționale au venit aici la Clubul Copiilor din Jibou, la Cercul de Pictură. Spune-ne, vă rog, cum ați debutat în 2013? Da, aveți dreptate. După o muncă asiduă alături de elevii mei, putem să spunem că am reușit să obținem 62 de premii naționale și internaționale în 2012, iar acest an a debutat, putem spune noi, cu dreptul, deoarece în prima lună doar am reușit să obținem 5 premii. Este vorba despre concursul național de la Sebeș, județul Alba, care se intitulează Jocuri și obiceiuri de iarnă, unde eleva Pinte Andreea a obținut locul întâi, elevul Sel Artur locul întâi, elevul Chețe Darius locul întâi, eleva Florian Alina locul doi. Cam asta.
Ce vă propuneți în continuare pentru acest an? În continuare avem mult de muncit, deoarece apar o succesiune de concursuri internaționale și naționale și aș dori să mă refer aici la concursul internațional de artă plastică, sportul în imaginație elevilor de la Chișinău, Criș, județul Arad. Urmează apoi concursul internațional de artă plastică Nicolae Tonița, concursul internațional de meșteșuguri artistice tradiționale de la Huedin, urmează concursul național de la Pitești, Arta dincolo de timp și spațiu. Și cu siguranță vor fi încă mult mai multe. Vă dorim mult succes dumneavoastră și tinerilor îndrăgostiți de PNL. Lucrările 3D sunt realizate pe pânză în ulei și au dimensiuni impresionante. În a doua parte a lunii, cele 15 tablouri uriașe vor fi expuse la Inspectoratul Școlar Județean pentru a putea fi admirate. Anul trecut, aceiași tineri au realizat și miniatura 3D a Muntelui Fuji, o lucrare impresionantă cu o înălțime de 13 metri, amplasată în incinta grădinii botanice din Jibou. Aceasta este de altfel cea mai de seamă realizare artistică 3D a elevilor de la Clubul Copiilor din Jibou, cel puțin deocamdată. Vă așteptăm la expoziție! Va fi prima expoziție 3D realizată în România în tehnica ulei pe pânză, realizată de cercul de pictură de la Clubul Copiilor Jibou și vă așteptăm cu mult drag la vernisajul care va avea loc pe 20 februarie 2013 la Inspectoratul Școlar Județean.